Ceea ce m-a frapat în primul rând este faptul că dumneavoastră recompuneți undeva universul. Reveniți cu o nouă ontologie. Există o cosmică care este total nouă. E adevărat modul ăsta meu de a gândi sau nu? Că e adevărat, cred că deci, încep până avea o obiecție. Nu știu dacă e adevărat, dar e real, pentru că dumneavoastră ce spuneți acum simțiți, în orice caz. Nu avem cum să... Da, mă gândeam în ce măsură ceea ce simt eu. Eu consider în primul rând că e bine că n-ați citit nimic, dar că nu e întotdeauna cea mai bună poziție. Pentru că, dat fiind că picturile mele sunt de multe ori o treabă de context și că multe din actele mele au fost o problemă de context, nu de conjunctură, de context. Deci, pot fi citite mai ales în cadrul unui discurs mai amplu și atunci dumneavoastră v-ați păstrat cu adevărat toată curățenia, să zicem, privirii și a trăirii în fața lucrurilor, dar puteți să scăpați alte lucruri. Al doilea lucru care l-am găsit prezent este cel al vegetalului, al lumii acestea vegetale. Există o invazie continuă undeva a acestei lumi. Cred că tablourile sunt undeva poate saturate de această lume vegetală. Știu prea bine că această lume vegetală ne dă ceea ce este esențial pentru noi. Ne dă acest oxigen. De aceea am și considerentul că și pictura dumneavoastră ne oxigenează sufletele. Spuneți-mi, care este rolul pe care l-ați dat lumii acestea vegetale? Nu a fost un... Morțet, acum dacă o spuneți dumneavoastră, înseamnă că probabil că se vede. Pentru că v-ați uitat foarte cinstit la lucrări, să zic așa, cinstitul ăsta, în ghilimele spus. Dar nu m-am gândit, nu e un program. A invada imaginile mele de această lume vegetală nu a fost un program. E însă rezultanta faptului că eu am vrut să, în toată perioada asta, deci în ultimii 10 ani, m-am axat mai mult pe acest interval între colaborarea cu Dumnezeu, să zicem, dintr-o grădină și între colaborarea cu Dumnezeu, care este într-o construcție atât de complexă și perfectă cum e un iconostas. Deci cam ăsta a fost traseul, trecând prin stâlpi, prin turle, prin arhitectură monastică sau nu, prin vechi peisaj românesc. Toate astea parcurg totuși acest traseu de la vegetal la... De la lumea asta ta vegetală, unde omul colaborează direct cu Dumnezeu, într-un fel, până la cealaltă colaborare, mult mai complexă poate și mai rafinată, pentru că este din domeniul cultului și al culturii, care este în cazul iconostasului. E foarte adevărat ce spuneați la început, că lectura aceasta primă care am făcut-o, are și ea conotațiile ei. Spuneați mai înainte faptul că lumea aceasta vegetală, lucru la care eu nu m-am gândit, este undeva grădina lui Dumnezeu, undeva. E undeva binecuvântarea care ne-a dat-o de a trăi în acest rai. E foarte adevărat că omul a pângărit raiul, a păcătuit ca atare. Și de aceea poate există o anumită tentă în coloristică care face să existe o anumită apăsare. Ați simțit-o dumneavoastră? Tensiune, o tensiune. Mai ales în acest subiect mai nou, care se numește Vechi Peisaj Românesc, pe care îl puteți vedea mai bine în lucrările de la muzeu. De la muzeu, da. E evident, dar e mai mult polemic, e mai mult îl aduc în discuție, pentru că acea apăsare și acea mizerie, așa zisă sărăcie, așa zis înapoiere, e polemică cu lumea de în ziua de azi un pic. Nu este chiar așa. Dacă te uiți bine, vezi că acolo e foarte plăcut să trăiești și că e foarte bine. Și este chiar și o discuție cu privire la ce considerăm noi în ziua de astăzi că era înapoierea satului tradițional. Este foarte discutabil această înapoiere. Eu nu prea cred în ea. Mie ceea ce... E o înapoiere tehnică. O înapoiere tehnică, o înapoiere de utilaje, o înapoiere economică există, dar spiritualmente e numai prost, nu stătă. E serios. Dar eu mă gândeam la cu totul altceva, la faptul că dumneavoastră vă încadrați întru totul, sufletește, gândesc, pictural, în lumea aceasta vegetală a satului. Nu se simte niciun fel de înstrăinare, deși lucrul este elaborat artistic. Într-un fel e normal. Nu. Ce spuneți, nu m-am gândit, n-am făcut un program, dar e firesc, pentru că dacă
Deci poți vedea pe Dumnezeu și pe transparența lucrurilor, pe lucruri create, pe a lumii create și că le, când vorbim de lumea naturală, excludem tot ceea ce e făcut de mâna omului, chiar și o parte din grădina asta mea nu mai ține de lumea naturală, e o intervenție a omului totuși, dar e o intervenție benefică, cum a spus noi, am cam spurcat natura și suntem în curs să o spurcăm bine de tot acum. Da, dar totuși în același timp, eu nu cred că este vorba de un fel de pledoarie din asta ecologică. Nu, nu am... Cred că dacă o să fie un partid unde o să mă înscriu cu drag în viitor, că până la urmă n-am găsit acum unul, nu pentru că sunt, că partidele sunt sub mine și eu sunt extraordinar, ci pentru că nu mai există acel partid conservator. Ar trebui să existe în viitor un partid ecologist cu adevărat, care să nu se ocupe numai de verdeață. Da, da. Ecologie pe toate planurile, probabil că va trebui și va fi problema secolului 21, în mod cert. Acum încă nu ne doare așa tare. Și un fel de curățenie de asta sufletească, așa cum a avut o Țăranu. Păi, nu știu, un partid care să lupte, da, e deja cam greu ce spun acum. Da. Pentru probleme morale, asta. Sigur. Ecologie morală nu se discută. Discută numai de poluarea chimică a apelor. Da. Să trecem la un alt element pe care l-am sesizat în picturile acestea ale noastre. E vorba de stâlp. Stâlpul, într-adevăr, ne-a dat Mircea Eliade o definire a lui, acel ax mundi. Este, pe de o parte, faptul că el sprijină bolta aceasta cerească, dar în același timp face și posibil actul comunicării. L-am găsit mereu prezent, chiar și în pridvoare, chiar și în biserici, etc. Care este sensul adevărat? Pentru că iarăși vă spun, este ceea ce am gândit eu, iarăși, și mă gândesc ceea ce ați gândit dumneavoastră. Eu, dacă vă răspund corect, este că nu am plecat cu prejudecăți și cu programul de a face axis mundi în pictura mea, ci că, contemplând această lume la care m-am referit, de la grădină la iconostas, am întâlnit pe parcurs și stâlpul, coloana, toată albeața și splendoarea ei, care pe de o parte poți să zici că este, că are o valoare simbolică, are valoare simbolică aia care o spuneți, oare a purității, are multe alte valori. Sigur că... Verticalitatea este, în mod cert, te duce cu gândul la axul lumii și la sprijinire, dar te duce și la comunicare, într-adevăr ați remarcat bine, dar cum te duce orice ce element în care e în permanență stare născândă, nu știu cum să spun. Asta este așa. Deci aceasta ar fi modalitatea în care ați conceput stâlpul ca un fel de verticalitate care este pe toate planurile. De-aia a fost poate cel mai uscat așa dintre subiectele mele, pentru că are foarte mult aceste conotații culturale și spirituale. Inevitabil le are. Vrei, nu vrei. Sunteți un om credincios, un mistic? Aici ar trebui explicat, pentru că în ziua de astăzi, când spui mistic, se înțelege prost. Da. Și înainte se înțelegea prost, vremea ateismului militant, și în ziua de azi iar se înțelege prost. Pentru că mistic, în fond, este preocupat să aici de cele ascunse. Înțelegeri obișnuite. Așa ar fi simplu spus. Sigur că, în sensul ăsta, orice act creator, așa zis creator, în care îl imiți pe Dumnezeu, este mistică. Nu degeaba s-a zis că pictura este sora mică a misticii. S-a spus și călugării astea. Dar ortodoxismul e altceva. Și eu consider, nevrând deloc să mă lepăd de această etichetă, că în momentul când este un ism, nu prea e bine. Faptul că la mine există o mulțime de teme ortodoxe, începând cu recuzită, adică cu recuzită, chiar cu interiorul de biserică, cu iconostase, cu lucruri de soiul ăsta, a avut două motive. Unul, pentru că am vrut să marchez mult mai evident aerul domestic al interiorului nostru de biserică. Am vrut să-l accentuez și e evident în multe lucruri. Aerul foarte primitor în comparație cu alte alăcașuri de cult, care au un aer mai aproape de instituție, de primărie, de... Evident. De răceală. Nu vreau să fac aici, da. Dar asta e o calitate a interiorului confesiunii ortodoxe.
a credinții noastre. A doilea este că eu le-am făcut din cauza că Ceaușescu dărâma de zori biserici. Deci, nu aici este ortodoxism. Mai curând, o profundă atitudine ortodoxă se va găsi în orice ce fac eu, chiar dacă e sau nu biserică. Poate să fie un cartof. Deci, în felul în care abordez eu lucrurile, actul de a face pictură, actul ăsta, mai curând, ăla este ortodox în profunzime, în unele cazuri fiind și în exterior ortodox, pentru că pictez nu știu ce obiecte din lumea cultului ortodox. Sau da, eu chiar notasem în acest sens. Sunt bisericile cu turnurile lor. E vorba de interiorul acesta de biserici, de scaunele împărătești care sunt, de strane, altarul, iconostasul și toate celelalte elemente care creează un halo, o atmosferă care este continuă. Sunt în stare să zic că să merg și mai departe. De exemplu, coloana, dacă o făceau, dacă se năștea în lumea occidentală această coloană, ar fi fost mult mai aproape de perfecțiune. Se făcea din marmură, se făcea la strung. Aici se făcută cu mâna. Este foarte important această lipsă de căutare a perfecțiunii tehnice și artizanale care e prezentă peste tot în ortodoxie. Spuneți-mi, v-ați gândit vreodată că e posibil această translație a culturii, să spunem noastre, a artelor noastre plastice într-un alt tip de cultură? Mă gândesc la cultura noastră. Aici se pune exact ca imaginea noastră în lume, știți cum se tot vântură expresia asta. Noi dacă nu găsim, adică un lucru de ăsta e foarte comunicabil, ca și muzica, zona asta, imaginii, este lucrul cel mai comunicabil între toate ființele de pe pământul ăsta și din univers. Nu se poate să pornim de la ideea însă că se comunică în mod automat. Dacă nu întrebunințezi un limbaj cât de cât instituționalizat și inteligibil pentru el, ce să facem? Ori să am puterea extraordinară de a-l instituționaliza, de a-l impune. Îl impui pentru o calitate deosebită și o profunzime deosebită, să faci ceea ce astăzi nu se mai prea face. Să ieși din marasmul amatorismului și din asta. Asta ar fi. Modelul pe care l-ați propune dumneavoastră ar fi un model autohton? Să spunem? Seriozitatea atacării unei astfel de zone ar trebui să fie autohtonă. Pentru că nu pot să o fac decât pe căile sufletului meu. Nu pot să fac până să devin. Dar să fiu la curent cu tot ce se face este clar. Cum poți să fiu însă și la curent și să nu-ți distrugi o anumită parte intimă, e mai greu.